am citit volumul chiar cu plăcere și pe lângă cele sesizate de doamna episcop, am rămas încântat, să spun așa, în primul rând de stilul și de compoziția volumului și pentru că mi-am propus să și scriu despre el, am să vă dau citire celor câteva gânduri. Sigur că într-o cronică, ținând cont acum de spațiile care le acordă revistele, nu trebuie să spui nici tot ca să, cum să spun, să nu mai aibă cititorul chef să o răsfăiască. Dar dacă reușești să prinzi câteva idei, este foarte bine dacă trezești interesul. În ce mă privește, eu consider că autoarea, fără să știe, calcă, de fapt, pe urmele Corneliei Echim Pompiliu, cea care în romanul Jean Marais nu plânge niciodată, a privit începuturile erei socialiste prin ochii scuditori ai năstrunicei Nelly. Autoarea amintirilor gimnaziale de astăzi probează Aidoma, numai că procedează Aidoma, numai că Ilinca, deși născută la oraș ca și mica spadasină din Vatra Dornei, descălcește ițele încercând să înțeleagă cum reacționează aceste mecanisme prin satul patriarhal și cum acesta se pervertește odată cu ivirea zorilor noi orânduiri, pierzând de fapt tihna aceea lui și valorile perene cu care a înfruntat timpul. Deși nu petrece decât câteva vacanțe la bunici, privirea Ilincăi e la fel de ageră și chiar dacă în satul dintre vii evenimentele cu adevărat de excepție sunt extrem de rare, ea își dă încet încet seama că ceva se întâmplă și că la nivelul de individ, lunecarea pe panta valorilor spirituale și morale la nivelul cel mai de jos este vizibilă, așa încât s-ar cuveni a purta doliu pentru stingerea, pentru totdeauna a curăției acestei lumi. Ce rămâne din copilăria neamurilor, veți afla dumneavoastră adâncindu-vă în subiectul narațiunii, care curge domol și fără meandre, care să bulverseze, însă cu destule întrebări și observații ce vădesc în primul rând abilitățile stilistice și de compoziție ale autorei, atașamentul ei pentru locurile copilăriei, nostalgia după anii aceia frumoși, când pe ulițe copiii se jucau până spre miezul nopții, dar și tristețea că în tot ce a fost cândva a rămas doar câte o fărâmă nealterată încă din harul dat omului spre norocire și mântuire.